Acest program vă este oferit de Superbet. Bine ați venit la Badabanu, vă spun Radu Buzeanu și Mihai Mironic. Astăzi avem o ediție cu subiecte foarte tari. Ediție bombă! Nu te feri de cuvinte, că te okay. Văd că tot încerci cu... Da, s-au întâmplat lucruri într-adevăr excepționale cu victoria aceasta CFR-ului. Am avut a treia oară de cu FCSB, da, sigur, Radu deja a făcut le marele șlem. Le număr, da, a făcut. Le număr, da. E aproape să facă marele șlem. Și, da. Și să nu uităm că am mai zis o chestie importantă și anume că pe locul 2 o să iasă Farul Constanța. Aolo, și acum bătălie pentru locul 2. Locul 1 s-a clarificat. E pe 5 momentan. Și Farul tu e pe chiar 5 așa zici că... Da. Și acolo e pe 5 datorită arbitrilor. Cu tot cu arbitrii. Păi arbitrii mă bazez și eu când zic. De ce crezi că vorbim? Bun. Da. Dar să dăm cezarului ce al cezarului, nu? Și să vorbim de cezarul din Berceni sau din Pipera, de unde să zicem că, Zaru. Că este. Zarul din Berceni. Și anume Gigi Becali, care cu FCSB... Ar zice Radu Buzeanu că am câștigat deja campionatul. Dom'le, omul zice cu alte cuvinte ce zicea Borcea, lăsați-ne să ne pregătim de Champions League. Lăsați-ne să pregătească de Champions League. Am văzut că deja începe să se pregătească de Champions League, dar eu aș aduce aminte de sloganul ăla faimos cu campioana de Paște, pe care îl rostea el în urmă cu mai bine de un deceniu. Se cam confirmă, ba chiar e un pic înaintea planului. E un pic înaintea planului și e clar că aproape m-a corectat cineva în comentarii. Am văzut că era cineva foarte aritmetic cu mine, că am zis că în două săptămâni va deveni campioană și matematic la meciul cu Rapid FCSB-ul. Și domnule, nu, că nu știu ce cu tare. Domnule, 99% eu zic așa se întâmplă. Deci fii atent că CFR Cluj zice că nici măcar în ultima etapă FCSB nu va fi matematic campioană. Prin această reinstaurare, da. Restaurație a regimului petrăștian cu Dan Petrescu, care este adus tocmai din Coreea de Sud. De ce a plecat Dan Petrescu? Dincolo de faptul că a plecat pentru bani. El era să fie dat afară. Cum adică dincolo? Păi dincolo de dincolo mai există nimic. A plecat pentru bani. Era unde bine, el a zis că va rămâne pe veci îndrăgostit de Ion Buc, sau cum s-o pronunța. Da. Dar, era un dezastru CFR-ul lui Dan Petrescu. Era o calamitate pentru că ceea ce avea el în structură, în cadrul succesului său, și anume, unul, arbitri și structura asta de echipe supuse CFR-ului, se întorcea ăla de la Craiova, tot îl dau exemplu, mi se pare simptomatic, Găman, Valerică, se întorcea și dădea pase adversarilor, când n-a mai putut să dea pase și a dat chiar autogol. Deci toată structura asta în care el reușea să câștige campionatul CFR-ului Dan Petrescu, de părea și el intangibil, nu mi s-a cam prăbușit pentru că au și alții structură. Uite, Rapidul are structură, Farul are structură și atunci ușor, poate și FCSB are un pic de structură. Ți-aș aduce aminte că în perioada în care Dan Petrescu a fost antrenor la CFR Cluj, în perioadele, că au fost mai multe, dar putem să vorbim așa, să comasăm și să vorbim de o epocă. În acea epocă, CFR Cluj a fost cea mai bună echipă din România în cupele europene, unde nu mai există structuri, unde nu mai există arbitri arondați și alte chestiuni de genul acesta. Nu mi s-a părut ceva copleșitor. Păi n-a fost ceva copleșitor, dar la scara fotbalului nostru era cea mai bună. E ce au făcut Rapidul și Steaua. Aia era copleșitor. În rest, așa că a mai obținut un rezultat cu fotbalul ăla îngălat pe care îl juca CFR-ul. Ți-aș aduce aminte că s-au făcut, se fac 6 ani de când FCSB, de exemplu, n-a mai ajuns acolo unde a fost Dan Petrescu cu CFR Cluj, adică dincolo de anul nou. Dincolo de nu e primul, că noi nu mai ajungem în primăvara europeană. Trebuie să reformulăm și să vorbim despre dincolo de anul nou. Iarna târzie. Asta nu înseamnă că era mare performanță. Omul acela beneficia de niște jucători plătiți cu niște salarii imense, califici care au falimentat echipa acum. Să te califici dintr-o grupă cu Rennes, cu Lazio și Celtic. E o performanță. Asta încerc să spun că nu mai au posibilitățile financiare pe care le aveau atunci la nivel de jucători și de salarii. Deci dau niște salarii, le-au băgat în faliment. Dan Petrescu semnează doar dacă există astfel de posibilități financiare, altfel nu semnează. Eu cred că semnează orice posibilitate ar fi, pentru că în acest moment nu prea îl mai ia nimeni. Omul s-a dus la Hyundai acolo, a antrenat la Hyundai, s-a făcut de râs. L-au trimis să ia acasă, disperat, nu mai știau să scape de el și acum vine din nou ca un împărat generat de rezultatele pe care mi le invoci tu acum. Dar alea, rezultatele alea s-au obținut într-un context, contextul ăsta pe care ți-l spuneam. Deci Găman, Valerică, Găman, arbitru, Cutărică, Cutărel, nu știu ce, primarii PSD-ului care au nu știu ce echipe. Deci asta e structura în care omul ăsta a reușit. Și tu, Steaua, acum crezi că și-a
consolidat, cum și-a clădit ea imperiul, cum și-a clădit imaginea, Dinamo, cum crezi că și-a clădit toată această faimă de vorbim acum, băi, este echipă mare, e bine să nu retrogradeze, să nu știu ce. FCSB-ul actual. Așa, dar vreau să spun că și în străinătate, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City, acum știi că Manchester City pleacă cu 12 puncte din start la începutul fiecărui sezon, 6 de la Manchester United și 6 de la Everton, pentru care există un singur ideal în fiecare sezon, să nu iasă Liverpool campioană. Și atunci Manchester City pleacă cu 12 puncte din start, de se întâmplă chiar și în cele mai stratosferice spații. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Dan Petrescu vine duminică, vrea să stea pe bancă și eu mă bazez... Nu, el vine mai devreme, duminică vrea să stea pe bancă. Și eu mă bazez pe prezența lui pe bancă atunci când spun că FCSB-ul va fi campioană. Domnule, nu știu dacă aritmetic o mai fi un punct, două necesare și după meciul cu Rapid. Ok, poate că nu știu să fac calcul. Nu, mai trebuie puncte. Să treacă câteva etape ca să fie și aritmetic. Da, eu zic matematic. Că matematic, așa vorbind. Sună mai frumos. Oricum, la meciul cu Rapid se va ști cine este campioana, chiar dacă va mai avea nevoie poate de un punct în 6 etape, ceva de genul ăsta, cât au mai rămas, sau câte mai sunt 3 etape. Bun, cert este că ne bazăm pe prezența lui Gedan Petrescu pe bancă pentru bătaia. Și acum... Eu mă bazez pe prezența lui Dan Petrescu pe bancă pentru continuarea unui pic de suspans în acest campionat. Știi cum i-a luat echipa lui Șumudică? Ai remarcat cum i-a luat echipa lui Șumudică la precedenta instaurare? Tot așa. Păi, dintr-o dată, jucătorii nu mai jucau nimic, pac, și a venit împăratul pe cal. Mie este o mârșăvie ce face. Mie mi se pare că e un contestatar al jucătorului Dan Petrescu, antrenorul Dan Petrescu. Așa se mi-e întâmplă. Jenă pur și simplu. Doamne, așa se întâmplă. Domne, pentru Adrian Mutu. Te-i face așa ceva lui Adrian Mutu. E rușine mare, domnul Mironică. După îndepărtarea lui Mandorlini. Adică așa se întâmplă lumea antrenorilor. Deci mârșăvia, jocul ăla cu Corvinu. L-a rușit pe Corvinu în semifinalele. Deja ai mers prea departe. Eu, care obișnuiesc să merg departe, spun că tu crezi că uite pe cum mârșăvie și asta. Păi nu e o mârșăvie, mă. Și am văzut comentatori care vorbesc de o mârșăvie care i-ar fi fost făcută lui Mutu, dar nu neapărat de Dan Petrescu, ci pentru Dan Petrescu. Păi nu știu, adică, eu zic că e și Dan Petrescu. Adică meciul ăla de la Cluj, că ar fi fost o mârșăvie. Păi eu nici așa spun unii comentatori. Eu nici nu discut, sunt între comentatori, mă alătur cornului acestuia. Dom'le, când a venit Mutu la CFR, CFR-ul era un dezastru. A restabilizat un pic echipa și s-a încheiat toată această restabilizare, restaurația echipei cu acel meci care a coincis cu momentul în care îl dădeau afară pe Dan Petrescu, că nu mai știau cum să scape de el. Deci e o sincronizare pe care n-ai cum să nu o remarci. E clar că jucătorii n-au jucat nimic ca să plece Mutu de la mai echipa ales că asta. Vine meciul ăsta din Giulești care cumva confirmă această teorie. Că am putut să vedem după plecarea lui, lui Adi Putu, după îndepărtarea lui Adi Mutu, cum și aș adăuga așa ca o cireașă pe tot tortul ăsta, cu mult blat sub el, ca așa e orice tort, declarația lui Adrian Mutu, care sigur că a văzut a văzut totul în fotbal și a zis, m-am simțit trădat. Păi, adică omul n-a folosit alte cuvinte, a zis trădat. Și e normal, mă, să-i faci așa ceva lui Adrian Mutu? Adică dacă vorbim de glorie, păi da, Adrian Mutu e adevărata glorie recentă a Naționalei României. Fără Adrian Mutu nu e... Zice un prieten că Adrian Mutu apoi a tras linie și a plecat. Ce a făcut? A tras linie și a plecat. Da. Apropo, păi, Dan Petrescu numai pe lângă linie stătea, nu știu dacă, dar pe linie. Da, era un jucător de bandă. De bandă. Da. De bandă. Domnul are o bandă acolo la CFR cu care lui... atacă campionatul. Acum și mai zice că e de banda lui Alibaba, nu? Dar va fi distractiv pentru că va părea că a pierdut campionatul Dan Petrescu acum. Deci dacă aș fi stat, Doamne iartă-mă, la Hyundai acolo, n-aș fi putut să-i zic, e un eșec al lui Dan Petrescu. Mașină. Băi, nu, domnule, s-a ajuns, s-a trăit pe Hyundai, mi se pare. Deci, nu, că e o echipă care a jucat în Champions League, în Asia, nu știu de ce. Păi, dar i-au nenorocit, i-a terminat Dan Petrescu. Deci, apropo de Champions League. Apropo. Gigi Becali, normal, nu se încurcă cu Conference League, cu Europa League. Omul zice că gata, e cam rezolvată treaba cu titlul și acum mai e o chestiune de rezolvat și anume calificarea în grupele Champions League, pe care de asemenea n-a mai reușit-o de 10 ani. Se fac în vară acum 10 ani de când a fost el ultima oară în Champions League și nicio altă echipă românească n-a fost acolo. Chiar și aceasta antrenată de Dan Petrescu cu multă glorie în anii trecuți. Ei bine, eu aș zice că iar Gigi Becali... A luat-o n-a luat-o pe câmpii, pe miriște. Da, a luat-o cu oile încolo. Da, cum îi place lui. Și mai ales că am văzut și că a și alunțat o listă de achiziții și nu știu care este sensul acestor chestiuni numite Alex Mitriță,
Băiatul ăsta de la Farul, da? Luis Munteanu. Ăla e invers. Ăla e invers, e ca la Mitriță, doar că invers. Ăla are acces, dar n-ai vrea să-l ai pe Luis Munteanu. Stai puțin că mai e pe listă Filip Otele, Denis Alibic. Adică de ce să vii cu astfel de fantasmagorii când odată nu sunt, mulți dintre ei nu sunt tangibili, iar Denis Alibic l-ai avut când era la o vârstă mult mai bună, da, și n-ai știut cum să scapi de el. Păi da, acum s-a maturizat Denis Alibic. S-a maturizat. E un jucător care prinde ultimul tren pentru performanță, va vrea să vină încoace. Adică e alt Denis Alibic față de ăla care a plecat, o fuscat. Ăla de gesticula într-una, părea că și-a zborul într-una la fiecare fază. Am o veste pentru tine. În momentul în care se va întoarce în Campionatul României, iară va începe zborul lui Alibic. Da. Mi se pare că trebuie să țintești sus ca transferuri. Ce vrei să zic? Vreau să-l iau pe cine vrei să... Păi țintește sus, dar cu transferuri, pentru că el la 1 milion, 2 milioane de euro poate să aducă jucători cel puțin la fel de buni precum aceștia. Dar sigur, vreau în general, de pe căpușă, de la voluntari. Pe alte piețe. Da, Filip Otele a fost disponibil la, nu știu, la 300.000, 400.000 de euro și n-a avut viziunea să-l ia de la UTA. Alex Mitiță a fost la un moment dat liber de contract. Luis Munteanu la fel, la un moment dat putea fi luat el și nu de Faro, să fie luat de FCSB. Adică jucătorii ăștia de zice el, și care acum nu sunt posibile cu adevărat aceste ținte. Ai văzut? A apărut Vargas, 6 milioane de euro pentru tine, că te cunosc și mi-ești prieten. Bine, e clar că nu înseamnă că poate să ia, dar eu m-aș gândi totuși să vin să spun, bine, e evident. Dar cum e asta? Îl dai lui Șucu pe Krasniqi cu 1 milion? Și lui Becali cer pentru o tele 6 milioane. Cum ți se pare chestia asta? Mi se pare management. Eu nu cred că sunt reale totuși. Sunt niște discuții menite să umple spațiul public cu declarații spectaculoase. Adică, până la urmă, asta e noima lui Becali. Domnule, lui vrea să fie și spectaculos. Sunt convins că nu se gândește că o să-l ia pe Mitriță. Da. Sunt convins că nu își pune problema că îl va lua pe Mitriță. Deși, pe de altă parte, vezi că echipele celelalte au început financiar vorbind să fie într-o oarecare stare de șubrezenie. Pentru că nu prea merge, dacă nici nu te califici în cupele europene, nu prea merge să poți să discuți, deci, la nivel de 2-3 milioane, deci, de euro transferuri. Deci FCSB, să zicem că este campioană, uite, îți fac hatârul ăsta. Dar FCSB este campioană în țara orbilor? Cam așa. Păi, el fiind Chioru. Dom'le, când reușești, dai 2 milioane pe un transfer. Dar preliminariile Champions League nu mai sunt țara Chiorilor sau orbilor. Dar și când au devenit, adică, atunci... Mie FCSB erai... mi se pare că are vreo 9 jucători titulari de adus. Erai, dacă vrea să intre în Champions League. Mihai, erai într-o situație mult mai favorabil de valoarea lucrurilor când se ducea Dică. Mai te aduceam de... Nu ar fi pariat nimeni pe Dică atunci când se ducea cu Dinamo Kiev. Nu ar fi pariat nimeni, nu te-ai fi gândit. Mărturisesc că atunci când am fost la Kiev, nu credeam că se va întâmpla ce am trăit acolo. Da. Deci nu era ca și cum, era ceva plauzibil și uite, până la urmă s-a întâmplat. Era ceva de necrezut. Da. Și de aici cred că se pot întâmpla în continuare lucruri de necrezut. Tocmai de aceea sunt optimist că echipele din România și vor mai reveni. Octavian Popescu la echipa aia, nu știu dacă era lăsat să care gențile, sau cel mult asta era. Da, știu că era Cristoce. Minculescu, cum îi spune. Da, Cristoce ți se părea. Da, Cristoce. Dumitru Dragomir așa îi spune, Minculescu. El zice, da, Cristoce ți se părea. El este nostalgic, probabil că îi plăcea și lui Iris când era mai tânăr, nu? Dumitru Dragomir. Da. Deși nu pare genul. Deci Minculescu, iarăși, mi se pare, dintr-un da, film și... Da, Cristoce. Cristocea, știi cum era? Cristocea era, da, Iacob, un Rafael. Cristocea era un Rafael pe lângă ăștia care joacă acum. Era tot așa un îmbălgător de minge, așa. Aole. Tot așa un individ și încălcea picioarele pe între adversari, cum face Octavian Popescu. Dar Victoraș Iacob ți se părea o reușită a fotbalului când a început să fie acel stâlp din atacul. Băi, era Carsten, Iancăra la celor vremuri. Doamne, a devenit. Vreau să încerc să spun, a devenit. Toți jucătorii aceia au devenit ce au fost atunci și acum, retrospectiv, se pare niște măreții. Dar în momentul în care începea meciul, eram cu toții spășiți așa, bă, ne-am prezentat cu Victoria Șacob, cu Cristocea, cu Doamne, iartă-mă, Dumnezeu să ne... Deci, încerc să spun că aceeași atmosferă era și în jurul acelor jucători până n-au creat performanța. Când au creat performanța, au devenit pe soclu. Acum, Darius Solaru, dacă bagă echipa în Champions League, devine măreția sa, Darius Solaru. Sceptici, așa ca mine, în cazul celor de la FCSB și parcursul lor în preliminarele Champions League în sezonul viitor, există și în Giulești legat de Cristiano Bergodi. Adică oamenii acolo
Deși vedem că Dan Șucu îi acordă în continuare încredere, da, oamenii și-au cam pierdut încrederea în Cristiano Bergodi. Am impresia că se întâmplă același lucru care i s-a întâmplat și lui Mutu, dar într-o manieră ceva mai puțin, mai mediocră. Adică am senzația că îl joacă pe Bergodi, ca, cum să zic, nu poate juca atât de diferit rapidul de la meciul ăla cu FCSB-ul până în... E diferență mult prea mare. Oricât ar fi de moral echipa, și nu poate fi argumentat această distanță, altfel decât că jucătorii încearcă cumva să aducă un alt antrenor. Aoleu, aceeași teorie o folosești și în cazul Rapidului, cum se întâmplă în cazul FCSB-ului. Cum se întâmplă în cazul CFR-ului. Da, e genial, apropo, că tu vezi în aceste două cazuri o astfel de conspirație. La FCSB nu se întâmplă o astfel de conspirație, că nu ai pe cine să... Nu vor să schimbe pe fecali. Excelent. Vezi, până la urmă, e un lucru bun și în acest sistem absurd la FCSB. E un lucru bun pe care trebuie să-l mai explicăm. Trebuie neapărat să facem chestia asta, adică să fac chestia asta, pentru că e o nedreptate care îi se face antrenor lui Haralambus, Haralambie. Da. Pe mie, totuși, mi se pare că omul are de gestionat o grămadă de probleme mai mari decât le are de gestionat un alt antrenor care nu are problema de pe canapea Becali. Deci, cumva, existența lui Becali e un argument în favoarea lui Haralambus, care trebuie să gândească lucrurile și să aibă și această ecuație a lui Becali. Dacă în realitate Haralambus nici nu există, el, înaintea meciului, în ziua meciului există Gigi Becali, pe parcursul săptămânii există Mihai Pintili și pe Haralambus îl vezi doar efectiv la meci. Vreau să-l anunț și pe Pintili în discuție, vreau să-l pun într-un ansamblu că se discută antrenorii FCSB-ului. Și l-aș adăuga și pe Pintili, cei doi au făcut să se întâmple următorul lucru. Craiova nu a marcat în jumătate de an doar de două ori, în două meciuri. S-a întâmplat în campionat să nu marcheze în ultima jumătate de an. În cele două meciuri pe care le-a avut cu FCSB-ul. În rest a marcat meci de meci. Faptul că nu le-a marcat, eu zic că e și meritul antrenorilor. Sunt trei meciuri în acest sezon, este absolut incredibil. Și cu Oțelul Galatea în care FCSB are 8-0 cu Universitatea Craiova. Asta arată cât de inspirat am fost când am zis că nu va pierde Universitatea Craiova pe arena națională la acest meci. Deci Bergodi să rămână la Rapid, pentru că își fac jucătorii ăștia niște șmecherii și nu trebuie să lăsa să facă. Radu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Badabanu, îți mulțumesc foarte mult pentru banurile sau badaurile pe care mi le-ai întors aici. Doamnelor și domnilor, vă așteptăm din nou la Badabanu și vineri seară când discutăm inclusiv despre etapa ce va urma atunci, etapa în care poate Petrescu va reuși să oprească această locomotivă a campionatului care este FCSB. Numai bine! Acest program v-a fost oferit de Superbet.